Sindicatul Sanitas din cadrul Spitalului Municipal cu sprijinul Primăriei Municipiului Hunedoara prin Direcția de Asistență Socială și al subfilialei de Cruce Roșie Hunedoara a derulat o nouă acțiune de informare a copiilor asupra importanței igienei dentare încă de la cele mai mici vârste. Astfel, elevii claselor pregătitoare de la școala gimnazială numărul 1, compusă din vechile școli generale numărul 9 și numărul 12, au beneficiat de o lecție interactivă pe parcursul căreia li s-a explicat, pe înțelesul lor, de ce este foarte important să te speli pe dinți de cel puțin 2 ori pe zi, chiar dacă ai încă dinții de lapte. Nu s-a vorbit doar despre prevenție și dinții temporari sau de cât de importantă este igiena orală, ci și despre faptul că părinții și copiii pot ajunge și la cabinetul stomatologic din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu de fiecare dată atunci când prezintă dureri de dinți. Se pot prezenta oricând la serviciul de urgențe, de luni până vineri, de dimineața de la ora 7:30 până seara la ora 9:30 avem program acolo unde tratăm orice urgență. Numărul mare de cazuri de copii care ajung la urgența spitalului nostru cu dureri dentare, unii de vârste fragede, ne determină să încercăm să prevenim viitoare situații de acest fel și să continuăm astfel de acțiuni la toate școlile din orașul nostru. Ne bucurăm și suntem foarte mulțumiți pentru că am reușit să avem a doua ediție a acestei campanii alături de domnul dr. Paul Bobăuțanu. Sperăm să putem continua. Ne-am dorit mai des să facem acest lucru. Mulțumim sponsorului nostru de astăzi, Alma Print, Hunedoara, care a fost alături de noi. Mulțumim Sindicatului Sanitas din Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu, care întotdeauna a răspuns prezent chemării noastre. Ne bucurăm să fim alături și să putem da o mână de ajutor atunci când depinde de noi. Și la ora actuală sunt încă mulți copii ajunși la 6, 7, 8 ani, cărora nu li s-a vorbit niciodată despre importanța igienei dentare. Iar prin aceste acțiuni din școli, cei mici intră în contact poate pentru prima dată cu medicul stomatolog, care le explică, pe înțelesul lor, cât este de important să te speli pe dinți încă din primii ani de viață. Iar dacă apar probleme, să apeleze cu încredere și la cabinetele stomatologice arondate unităților de învățământ. Copiii și părinții au fost informați că în cadrul unităților de învățământ din Hunedoara există 4 cabinete medicale stomatologice. Aici pot beneficia de tratamente stomatologice, de intervenții de microchirurgie în scop profilactic și de tratamentul tuturor leziunilor carioase. Despre preconcepția, n-are rost să se spele copilul pe dinți pentru că oricum sunt dinții de lapte și urmează să-i cadă, care este total greșită, ne-a vorbit și reprezentantul Sindicatului Sanitas, prezent și la această nouă campanie. Dacă dinții de lapte sunt stricați, la fel vor fi și cei definitivi. Facem și noi un mic pas spre sănătatea copiilor din municipiu, ajutând această campanie a domnului doctor. Copiii sănătoși azi vor fi adulții fericiți de mâine. La finalul acțiunii, cei mici au primit atât materiale didactice cât și produse de igienă dentară. Următoarea lecție interactivă pe tema importanței igienei dentare va avea loc la școala gimnazială numărul 2. Că trebuie să spăl dinții.